Vladimir Putin și Alexander Lukashenko Discuții despre planurile Occidentului de a distruge Rusia Președintele Belarus Alexander Lukashenko a anunțat că a purtat discuții cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, despre planurile puse la cale de Occident, planuri care amenință securitatea Federației Ruse. Alexander Lukashenko, liderul de la Minsk, a vorbit despre planuri strategice ale vestului de a ataca Rusia, prin Ucraina și Belarus. Lukashenko reclamă planuri strategice de atac ale Occidentului. De puțin timp și-am discutat în detaliu despre asta, ieri, cu președintele rus au fost stabilite planuri strategice de atac împotriva Rusiei, prin Ucraina și Belarus. Istoria se repetă, a declarat Lukashenko, amintind de campania din Rusia 1812 a lui Napoleon I al Franței, dar și de operațiunea Barbarossa. Atunci când Germania nazistă conducea operațiunea militară de invadare a Uniunii Sovietice, în timpul celui de-al doilea război mondial. În iunie 2022, Vladimir Putin a anunțat că țara sa urmează să livreze Belarusului rachete transportatoare de încărcătură atomică, în următoarele luni. Pe lângă asta, statul Belarus, care s-a poziționat de partea Rusiei în războiul din Ucraina, Suferă de pe urma sporirii sancțiunilor vestului, care au mărit și mai mult dependența belarușilor de ajutorul autorităților de la Moscova.